Să începem în 3, 2, 1! Fii atent, chitit a plecat robotul cu numărul 00. La București, sute de elevi au participat la Campionatul Național de Robotică desfășurat la Sala Polivalentă. Anul acesta este a treia ediție și s-au înscris peste 160 de echipe. Atmosfera a fost atractivă, cu mascote, galerii, DJ și mulți liceeni grozavi. Câștigătorii competiției vor merge în etapa mondială, care va avea loc la Detroit, în Statele Unite. Noi suntem echipa R001 XEO, de la Colegiul Național Horia Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Este al treilea sezon în care participăm la BRD First Tech Challenge. Roboțelul nostru de anul acesta este Lori, micuțul nostru. Se presupune că am aterizat pe o planetă necunoscută, vrem să ne marcăm teritoriul. Avem scopul de a lua de pe teren mostre de argint și aur și să le depozităm în lander-ul cu care am aterizat pe planeta necunoscută. Pentru a culege aceste minerale ne folosim de un sistem de intake cu niște perii de la un carburator de Dacia, inginerie maximă. Tranziția mineralelor se face în cuva, care este legată la un sistem de lift, de ridicare cu glisiere de mobilă. Tranziția mineralelor se finalizează în lander, iar la finalul meciului, pentru a simula revenirea în lander-ul care ne va aduce înapoi acasă, folosim un sistem gândit de noi, care are în componență două cârlige de carabinieră. Ne agățăm de mânerul lander-ului, ne tragem înapoi și plecăm înspre casă. Noi anul acesta încercăm să facem și un impact asupra comunității. Am organizat evenimente în Alba Iulia, am avut o caravană în care am fost în toate școlile din oraș și din afară. Mai mult decât atât, noi trebuie să documentăm tot ceea ce facem, tot ceea ce scriem, toate eșecurile despre echipă, inclusiv partea de business, într-un caiet tehnic. Fiecare echipă vine cu un stand personalizat, unde fiecare își poate exprima viziunea lui, să fie creativ. Am reușit să ajungem la campionatul mondial din Detroit, First Championship, unde am ajuns chiar până în semifinalele competiției, împreună cu o altă echipă din România, din Târgu Jiu, prietenii noștri de la Technogaz. În acest an noi urmărim același lucru, să ajungem la aceeași performanță. Driver, pick up your controllers. 3, 2, 1. Un mineral corect, un mineral corect de mag la Alianța Roșie a fost Numele meu este Tenasiune Alexandru, sunt team liderul echipei de la Moldova 9 LTCDMN Robotics. Avem câteva elemente esențiale care conferă un avantaj favorabil împotriva celorlalte echipe, cum ar fi sistemul de agățare, care are ceva mai special, are o despărțitură între cele două table de oțel. Această despărțitură îi conferă o oarecare ridicitate mai mare. Mai avem sistemul de colectare, la capătul lui avem aceste furtune care imită degetul uman. Mă ocup de partea de mecanică a robotului. Mă ocup totodată și de acționările acestuia. Am abordat teme și soluții proprii, fără a improviza sau a lua din altă parte. Cum ar fi? V-a prezentat colegul meu colectarea pe care o avem pe tip falange. Această slăbire de lanț, care conferă un cuplu mai bun motorului atunci când acesta lucrează. Avem distanța dintre roți și cadru, care e foarte esențială să fie aceeași pe toate roțile, astfel încât mișcarea robotului să fie una uniformă în toate planurile. Avem acest sistem de ridicare pe lender, care este realizat cu un șurub hexagonal. Aceste roți din toate efectiv acționează șurubul. Este un raport între putere și viteză, de care trebuie ținută cont. În cazul nostru, ele sunt mereu invers proporționale. Dacă crești una, cealaltă va scade. Și e foarte bine să îți calculezi exact ce ai nevoie. Noi am ales să fim egali și în putere și în viteză și ne descurcăm destul de bine cu alegerea făcută. Am adăugat un sistem de arcuri pe care nu l-am văzut la celelalte echipe.
ne-am confruntat cu problema forței prea mici de acționare a robotului. Din lipsa de spațiu nu am putut realiza o cutie de viteză și atunci am venit cu aceste arme care suplimentează forța și conservă energia. Mă numesc Denis Daniel și mă ocup de partea de programare a robotului și imprimarea 3D. Pe acest robot avem două hub-uri. Aceste hub-uri acționează ca intermediarul dintre telefoanele prin care comunicăm și acționările robotului de care v-a spus colegul meu și acesta trebuie normal programate. Toate aceste piese care le vedeți cu roșu și cu portocaliu sunt făcute la o imprimantă 3D. Programarea a fost făcută în limbajul Java, pe telefoane Android și comunicarea între controlere și robot se face prin telefoane. Unul la care este conectat, sunt conectate de fapt controlerele și celălalt care este conectat la hub-uri. Care în hub-uri, tot vine vorba de ele, sunt conectate toate motoarele, absolut toate acționările. Dacă am avea senzori, am folosit și senzori. Cum a fost posibil să construiești o echipă de robotică într-un oraș ca Moldova Nouă? Cred că a fost o șansă pe care am avut momentul și inspirația, nu numai a mea, să profităm de ea prin faptul că am avut în jurul meu câțiva copii foarte, foarte buni. Ne-am întâlnit înainte de a intra în acest proiect, am avut oarecare relație, chiar petreceam momente multe împreună, nu eram într-o vreme profesorilor, dar ne căutam, stăteam la atelier. A fost, să zicem așa, o chestiune care a ținut de o șansă. În Moldova Nouă exista o și poate că mai și acum o oarecare tradiție tehnică, s-a mai estompat un pic, dar cred că Moldova Nouă nu va muri. M-am bucurat de inițiativa membrilor echipei de a face o academie, de a chema copiii de vârstă mult mai mică decât ei, clasele a doua, a treia, a șaptea, deja îi testăm, știm în mare măsură care ar putea să fie potențialii membri acestor echipe și să începem să lucrăm cu ei pe acționări, pe mecanică, pe asamblări, pe partea de electricitate, așa când în timp acești copii de frage de vârstă, să spunem, să intre în problemele acestea, ca atunci când vor fi de liceu să fie deja pregătiți. Altfel nu vedem altă șansă de a continua deja în acest proiect. Mă numesc Roșan Robert Cosmin, fac parte din echipa Delta Force, provin de la Liceul Național de Informatică Arad, sunt în clasa 10-a și fac parte din divizia de tehnici și de programare a echipei. Noi, anul acesta, participăm la competiția BRD First Tech Challenge. Acest robot a primit misiunea, are misiunea unui rover care este trimis pe Marte. Noi am primit o misiune anume, care trebuie să o îndeplinim. Și în acest an am reușit să acoperim absolut toate misiunile. Robotul nostru este capabil să îndeplinească toate aceste misiuni. Avem o parte de autonomie în care robotul se mișcă singur, adică este programat de noi. În autonomie, robotul trebuie să se coboare de pe nava mamă. După aceea, trebuie să detecteze dintre trei minerale, unul este de aur și două sunt de argint. Trebuie să detecteze mineralul de aur și trebuie să-l dea la o parte. Robotul nostru are patru mari mecanisme. Acesta este mecanismul de colectare a mineralelor. Prin aceste gume care colectează mineralele de aur sau de argint, după ce ajung în zona asta de depozitare, brațul se ridică, se rabatează și le pune în cealaltă cupă. Această cupă este o cupă selectivă, care nu este problemă. Nu avem probleme în momentul în care să sortăm noi în prima cupă mineralele, pentru că se sortează automat aici. Cum se poate observa, avem aici așa această curbă care permite bilelor să cadă în partea stângă și mingi, cuburilor să alunece pe partea plată. Pentru că bilele sunt mult mai înalte decât cuburile și asta ne permite să le facem un sistem de sortare cât mai eficient. După aceea avem partea cu care ne urcăm pe lander, mecanismul de urcare. Acest mecanism este pe un filet pentru a nu avea probleme cu niște sfori care ar trebui să stea tot timpul în tensiune, pentru că acest filet stă în permanență. Pentru a înșurba filetul folosim un sistem pe lanț, un angrenaj pe lanț, care ne ajută foarte, foarte mult să economisim și timp și se miște robotul foarte rapid. După aceea avem sistemul pentru plasarea team markerului, care este pus pe un servo care
servoul se ridică și lasă team markerul să alunece, adică să cadă. Șasiul, avem 4 roți mecanum care sunt omnidimensionale, pentru cei care nu cunosc termenul de omnidimensional, adică se mișcă în toate direcțiile. Și avem 4 motoare care, motoarele noastre au o rotație de 435 de rotații pe minut, ceea ce ne permite să înfluim în timpul competiției foarte rapid și în timpul meciurilor. După aceea avem niște ghidaje speciale care ne ajută să extindem acest braț ca să colectăm minerale din crater și după aceea să le tragă și să le basculeze, cum am prezentat mai înainte, adineauri. Alianța Roșie s-a ridicat și un robot din Alianța Roșie și un robot din Alianța Albastră.